Hello, hello. Ce faceți? Noi așteptăm mâncarea la restaurant în aeroport. E foarte cald aici. Stați să vă arăt și vouă ce face Alex. Alex, unde mergi? În state. And I have a metal transformer. Da, am văzut. You can feel it. Da, și mergem doar pentru weekend în Spania, Barcelona. Să vedem Sunny. Și să ne întâlnim și cu Sunny, cu fratele meu. Alex este foarte nerăbdător. Nu m-am machiat. Am și monștri. Dar mi este foarte, foarte foame și am zis să mâncăm prima dată și după aia vedem ce mai facem. Ce putem face, zburăm? Let's eat! Dulapuri multe, camera lui Alex. Așa arată, cu două paturi. Și aici este camera noastră. Da. S-a aprins becurile. Și acolo este o terasă cu masă și două scaune. Și hai să vă arăt și restul apartamentului. După orul ăsta, aici avem un frigider, mașină de spălat ghivete, o baie de serviciu, bucătărie și aici noi nu am plastă. Aici avem zona de living. Și Alex care mănâncă la ora asta. Cel mai mult îmi place view-ul. Stați să vă arăt aici. Zona de luat cafea. Și aici este strada. Văd că ei nu au aprins luminile. Și în partea asta la altă. View de la stradă. Geamurile astea se deschid. Și aici este strada. Yay! Așa, nu stă ușa aia, trebuie să o deschid mai tare. Așa. Am ieșit, este 9 dimineața. Credeam că o să fie mai frig dimineața, că m-am trezit de la 7, era mai frig, dar nu. Și mergem în Barcelona. Da. Văd că aici dimineața la ora 9 doar muncitorii sunt treziți. Neața, Alex. I don't feel that. What? Let's go. Let's go.
Hello, hello, mi-am făcut aici o cană de ceai să o savurez. Înainte de a pleca la somn, m-am demachiat pentru că am uitat să vorbesc cu voi când eram machiată. Da, e ok și așa. În spate am view-ul, care îmi place foarte mult. O să vi-l mai arăt odată în curând. Dar mai întâi să vorbim despre ziua de astăzi. Este gălăgie de afară pentru că geamurile sunt deschise. Și a fost o zi foarte lungă. Trezit la 7, dar nu m-am trezit că toată noaptea am fost așa între să fiu trează și să adorm și tot așa. Întotdeauna când schimb patul este nasol. Și m-am avut repede un ceai, m-am machiat. Am plecat la în Barcelona. Vai, câtă lume. Știu că și în Londra e, dar nu știu de ce. Mi se pare aici mai știu de ce. Pentru că oamenii sunt mai nesimțiți. Nu nesimțiți, foarte nesimțiți. Este față din Anglia. Este o diferență. Adică oamenii nici nu vorbesc cu tine să spună ce vor. Turiști, da, din alte țări sunt ok. Dar ăștia de aici care vorbesc spaniolă și sunt spanioli. Eram în metrou și am mers între stații, între puncte. Și un domn cu un căruț de copii nici nu m-a rugat frumos să mă dau într-o parte sau ceva, dar o făcut pe nesimțitul. Eu eram la locul meu și mi-a făcut doar așa să-i cedez eu locul meu. Și nici după ce am cedat locul, nici thank you, nici nimica. Sau gracia, sau ceva foarte... Și în general, așa, ei sunt nesimțiți, foarte nesimțiți. Până acum, pe celelalte insule, n-am avut contact așa tare cu ei, dar acum și cu parcările, stai la rând ca să-ți găsești parcare și ei vin de pe alte părți și se bagă cu o viteză în parcarea care urmai tu să o folosești. N-am mai văzut așa ceva și zgârie mașinile, își fac loc, dau în față, în spate până își fac loc. Doamne, horror! Dar să trecem peste asta, am fost la Sagrada Familia, arhitectura, bineînțeles, a faimosului arhitect a fost Guadi, dar arhitectura mi-a plăcut foarte mult. Am văzut combinații de tunuri noi cu vechi, cu dragoni, dar o văd de dragoni, foarte interesant, foarte, foarte plăcut. Mi-a plăcut asta. Dar ce nu mi-a plăcut, încă e în construcție, pe lângă ea sunt garduri înalte și vreo 5 metri de la garduri, pe străzi sunt oameni, around the church, sunt foarte busy, foarte. Adică abia să faci loc printre ei să treci, da, păi să mai faci o poză. Am făcut ceva, dar nu sunt încântată, atâția oameni prin prejur. Și nu am intrat înăuntru, nu am mai găsit bilete, dar next time, când venim, venim cu bilete și vedem noi ce mai planificăm. Dar am rămas impresionată de arhitectura basilicii. Foarte, chiar îmi place, chiar foarte drăguță. Și de restul mai puțin. Apoi am fost în centru gotic, centru vechi și centru gotic și la Arcul de Triunf. Era și aici un Arc de Triunf, numai în Paris sau în București. Și mi-a plăcut și în centru gotic. Foarte multe străduțe de ala așa style, Barcelona style. Și da, am mâncat acolo în oraș. Ne trebuia rezervare pentru că restaurantul era foarte, foarte busy, dar până la am așteptat 50 minute și ne-a primit.
și a fost burger foarte bun. Am filmat ceva, deci puteți vedea. Apoi am mers la înghețat, mai mers pe seară la un spot view, cumva pe deal, să vezi Barcelona. Am lăsat imagini, care a fost drăguț, la o altă biserică, foarte drăguță, mai mică, dar drăguță. Și trebuie să mă mai interesez, să mă interesez pentru mine despre ea, pentru că nu am avut timp. Și acum pe seara am mâncat la un restaurant așa care de familie, spaniol, care deschide seara. A deschis la 8:30 restaurantul până la 11. Deci nu vin oameni și pleacă, intră la 8:30 și ieși când ieși. Și am mâncat hamon, care a fost bun aici. Brânză cu gem, iarăși foarte bună, mie îmi place tot ce este cheeseborn. Și un pui, nu prea mi-a plăcut puiul, dar steak-ul de vital lui Alex a fost perfect, foarte bun. Prețul tot pe măsură. Și dar a fost bun. Bună mâncarea a lor, a băieților. Că ne-am împărțit cumva mâncarea. Dacă mie nu mi-a plăcut, n-am mai luat de la ei. Și eu, mâncarea mea le-am dat-o lor. Am făcut cumva schimb. Da, a fost frumos. Acum este 11, aproape 12. Am deschis puțin geamul, dar trebuie să le închei, că e cam frigus dimineața și seara, să trebuie o jachetă. Dar în rest, a fost frumos, a fost călduț. Și, da, mâine, ce facem? Mâine o să plecăm la mare și trebuie să mâncăm paelia. De asta mergem la mare acolo, la un restaurant, să mâncăm paelia. Și că este bună paelia. În seara asta era paelia cu... În seara asta era cam fine dining, așa, restaurantul. Și avea doar un fel de paelia cu iepure. N-am vrut să încerc, nu prea îmi place iepurele. Și mergem mâine să mâncăm paelia. Și mai vreau odată să mănânc hamon de pe aici, de prin centru. După aia ne plimbăm pe aici, prin centru și... Cam atât. Da, noapte bună și ne vedem mâine.